Jordan, am oferit garanția unui parteneriat loial în serviciul bucureștenilor între Primăria Generală a Capitalei și guvernul pe care îl conduc. Din păcate, în ultimii 12 ani, la Primăria Capitalei au exercitat funcția de primar general oameni care au fost străini de problemele reale ale Bucureștiului, primar general care au promis luna de pe cer, autostrada suspendată sau reducerea la jumătate a facturilor la energie termică, că vorbim de semnarea unui contract, și care de fapt n-au făcut nimic. În cadrul cooperării dintre Primăria Capitalei și Guvernul României are loc astăzi un prim eveniment, și anume semnarea contractului de finanțare din fonduri europene a reabilitării rețelei primare de termoficare. Este doar începutul acestei colaborări. Această colaborare va fi urmată de proiecte comune în toate domeniile importante de activitate ale Primăriei Capitalei. În domeniul mediului, în domeniul mobilității urbane, în domeniul sănătății, în domeniul energiei termice, vor urma proiecte extrem de importante în parteneriat dintre Primăria Capitalei și Guvern. În privința sistemului de termoficare din București. Deci am spus că este doar un prim pas. Pentru că este nevoie de investiții majore pentru a crește randamentul sistemului de termoficare din municipiul București. La ora actuală, producerea energiei termice se face în centrale cu randamente de aproximativ 50%, dacă nu și mai puțin, iar pierderile pe rețeaua primară, pe rețeaua principală și pe rețelele secundare sunt uriașe. De asemenea, există pierderi în cadrul clădirilor, pierderi prin pereți, prin ferestre, care duc randamentul sistemului de producere și furnizare a energiei termice la o cifră care face extrem de ineficientă exploatarea acestui sistem de termoficare public. Obiectivul nostru este să sprijinim Primăria Capitalei în toate celelalte proiecte legate de creșterea eficienței, creșterea randamentului în funcționarea sistemului de alimentare cu căldură și cu apă caldă a bucureștenilor. Săptămâna viitoare deja am discutat cu domnul primar general, vom avea o întâlnire la Ministerul Economiei, unde vom discuta planurile de investiții legate de Elcen, astfel încât, într-o perioadă de timp rezonabilă, să fie efectuate investiții importante care să crească randamentul în producerea energiei termice și electrice, în sistem de cogenerare, utilizând sisteme moderne care să asigure randamente comparabile cu randamentele la producere din alte țări europene. De asemenea, vom căuta să identificăm resurse financiare suplimentare pentru a putea sprijini continuarea proiectului de reabilitare a rețelei de termoficare din București. Și de asemenea pot să vă anunț că am prevăzut în cadrul programelor finanțate din fonduri europene de creștere a eficienței energetice sume importante pentru ceea ce este cunoscut ca izolare termică a clădirilor, astfel încât să reducem pierderile din clădiri și să creștem pe ansamblu randamentul sistemului energetic. Mă bucur să fiu astăzi alături de domnul primar general și sunt convins că împreună vom face lucruri extrem de bune pentru București, pentru a crește calitatea serviciilor în București.